Crăciun sau Calea Neturburată de George Călinescu. Adaptare radiofonică de Mihai Niculescu. Episodul al patrulea. Ziua cea mare a sosit pentru mine. Shun a murit și vin să-mi primesc moștenirea. Chuan și Tian, flor văduve, vă iau să-mi împodobesc patul cu voi. Nimeni n-a lăsat fratelui său o avere mai mare ca aceasta. Shun, bietul meu frate este acum un colb purtat de vântul. Cine cântă acolo? Ce treburi te aduc la curte în zorii zilei, Xian? Te credeam în drum spre Iupi? Slăvite prinț al locașului împărătesc și iubite frate! Obrajii tăi sunt roșii, Xian. Vântul m-a lovit în față! Bietul meu, frate, glasul tău este stins și bufuit. Am venit în goană! Dar pentru ce te-ai grăbit? Nu trebuie să mai alergi. Eram îngrijorat de soarta stăpânului și fratelui meu mai mare. Hambarul a ars până în temelii. Hambarul a ars, într-adevăr. Paguba tatălui nostru e mare. Ne temeam cu toții de viața ta. Te credeam sus. Sia, nu poate fi bucurie mai mare ca aceea de a-ți auzi fratele dând semn de iubire. Da. Deoarece ești ostenit de această noapte frământată, încuvințând să mai stai la curtea noastră până te vei odihni. Voi, iubită soții, iertați pe cumnatul vostru, care este tânăr și focos. Acum mergeți, mergeți. Marite Shun, zorile să se reverse blajine asupra ta, iartă-mă că-ți tulbur cugetarea de dimineață. Ochii mei însă au privit lucruri neplăcute. Ce-au privit ochii tăi? Xiang, sfătuindu-se cu grațiosul prinț San Yao și cu venerabilii foști sfetnici ai luminosului Yao, iar urechile mele au auzit vorbe primejdioase. Unde și când acestea? Acum și aici, pe sub bolțile marilor săli. Ție, ia-ți pensula și scrie acest canon pe o tabliță de bambus. Da. Adevăratul împărat se spală dimineața de orice necurățenie. Se îmbracă întotdeauna curat după cuviință. Nu privește, nu ascultă, nu vorbește, nu se așează, nu se scoală, nu intră, nu face nicio mișcare decât după cum poruncesc riturile. Ai scris? Bineînțeles. Să mergem la sfat. Shun trebuie să moară neapărat. Mi este nesuferit să mai dau ochii cu el. Ori nu bănuiește nimic, ori știe. Dacă știe, se preface. Poate nu voiește să mă pedepsească din mărinii mie și asta mă umilește. Eu socotesc, iubite prinț de Iupi, că Shun știe că uneltești. Atunci puterea lui de stăpânire e nemai văzută. Oamenii care mănâncă poame uscate și beau numai apă sunt lipsiți de simțire. Shun nu vede, nu simte. Te înșeli, onorabile Inceciu. Oameni ca el au ascuțimea minții nemaipomenită. Șoarecele roade un bob de grâu și totuși vede și miroase ca nimeni altul. Dacă văzul lui Shun seamănă cu al șoarecului, mânia lui însă e grea ca piciorul elefantului. Venerabil curteni, să nu ne pierdem vremea cu metafore. Să luăm hotărâri. Hai! Cum a putut ieși Shun la timp din hambare un lucru pe care nu-l înțeleg? Îți spun eu, a fugit îndată pe vreo scară pe care și-a pregătit-o dinainte. Asta dovedește limpede că le bănuia. Ne bănuiește cu siguranță. Trebuie să-l încolțim de data asta în așa fel încât orice scăpare
să fie cu neputință. Așa e. Într-un loc unde să nu fie nici aer ca să poată sări și nici apă ca să poată nota. Da. Altă cale decât aceea unei lucrări din poruncă părintească nu văd. Spre poalele dealului, Shun a început a săpa mai demult un puț adânc. Pământul scos stă și acum movilit la marginea gropii. Așa. Dacă tatăl meu, veneratul Cuseu, îi poruncește să sfârșească puțul, așa? Când fratele meu va fi în adânc, vom arunca pământul peste el. A, da. Atunci îi va fi peste putință să mai iasă. Așa, așa. Judecata ta, grațios prins de eu, pinuirea. Ce zice veneratul Cuseu de asemenea lucrare? Eu am mare nevoie de acest puț. Bunul nostru fiu Shun nu ne va lăsa în suferință. A, bunul tău fiu va face puțul dacă îl vei ruga. Îi voi porunci negreșit. Ce familie plină de virtuți. Fiul ascultă poruncile tatălui, tatăl are încredere în fiul său. Așa e. Mă închin veneratului meu, părinte, și mă smeresc în fața onoraților mei curteni. Nu sunt vrednic de plecăciunile voastre. Oh, inimile noastre saltă de bucurie că cerul a mântuit viața slăvitului nostru Shun. Da, da. Am făcut rugăciuni geniilor. Focul s-a țit să atingă făptura zeiască a eminenții tale. M-am purtat ca un om neprevăzător și ca un fiu fără grijă de avutul părinților. Venerabile Cuseu, fiul tău așteaptă de la tine o mângâiere. Da, da. Shun, eu și mama ta, onorata Siwan Xiang, te iertăm de supărarea pe care ne-ai făcut-o. Săracii tăi părinți se hrănesc cu nădejdea că îi vei despăgubi. De bună seamă, venerată tată. Oh. Cea mai mare cinste pe care un păstor de oameni poate să o facă părinților săi... Așa? Este de a le da cele de trebuință vieții. Sigur, 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 sigur. Vieții tăi, părinți, sărmani și bolnavi, îți mulțumesc. În curțile noastre nu-i destulă apă pentru grădini. Îți poruncesc să sfârșești în grabă puțul pe care l-ai început. Tată, îți voi da slugi să-ți facă puțul. Fuge de capcană. Ferească cerul, Shun. Un tată nu-și face treburile cu slugi păcătoase. Tată, sunt fiul tău ascultător, dar sunt păstor al atâtor supuși. Da. Răspundere mare apasă asupra mea și a sfetnicilor mei. Da. Mai păsuiește-mă. Țara are sfetnici mulți. Un tată n-are decât pe feciorii săi. Așa, 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 că eu nu l-am decât pe fiul meu și nu... Xiang este un tânăr voinic și plin de minte. Da. Este fiul tău. Da. Cu sfaturile mele și a câtorva meșteri, îți va putea face în grabă puțul. Fratele tău, Xiang, e plin de daruri. Tu ești neîntrecut, mărite Shun. Xiang e prea crud pentru asemenea treburi. Da, 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 Siwan Xiang, mama ta m-ar certa negreșit. Nu sufăr ca altcineva decât fiul meu cel mare să se amestece în gospodărie. Niciun tată n-ar suferi asta. Da, feciorul cel mare e al doilea stăpân al casei. Da, sigur că da, inima mea se măhnește văzând că fiul nu mai ascultă poruncile tatălui. Nimeni nu va spune că Shun calcă de-a curmezișul căii celei drepte. Iubite tată, du-te în pace. Azi chiar fiul tău îți va săpa puțul. Oh. Ființa mea slabă așteaptă ajutorul tău. Ne închinăm înaintea celui mai virtuos fiu de sub cer. Ne închinăm. Îndrăznesc să-ți spun, înțelepte Shun, că puțul pe care vrei să-l sap nu e decât o capcană în care vor să te prindă. Oiu, dar nu am nicio îndoială în această privință. Au căutat să te înjunghie, să te săgeteze, să te ardă. Ce vor mai cuteza acum? Se gândesc să mă îngroape de viu. Așadar, recunoști că tatăl tău Cuseu e părinte rău, iar fratele tău Xiang, un frate vitreg și ucigaș. Știu prea bine, Shun, că tu ești pătrunzător și cu prevedere.
Cu toate acestea, un puț nu e un hambar. Cum vei ieși de acolo? Fiți liniștiți. Cerul e veșnic luminos. Sufletul lui Xiang e negru. Dar fi mai negru decât bezna, Cao Yao. Îi voi primi voios orice cuvânt după rituri. Lumea nu poate merge fără canoane. Virtutea e sufletul ei. Dacă părinții își ucid fiii, iar fiii părinții, dacă frații se dușmănesc între ei, aceasta nu e decât o întunecare trecătoare a cerului sau o părere, fiindcă lumea ar pieri de atâta neorânduială. Eu, da, las țara în grija ta și a celorlalți sfetnici, iar eu merg să îndeplinesc porunca onoratului meu părinte Cu Seu. Am înțeles. Shun a plecat. În curând va fi înmormântat, fără a-i se ficule sufletul pe un ghemotoc de bumbac și fără cele două sicrie rituale. Cum se afla tatăl tău, iubite prins dezmoștenit? Cred că nu va mai vedea de 3 ori luna alergând după soare. Așadar, în curând, moștenirea cea mare se va deschide. Shun, fiind sfetnica lui Yao și în lumea umbrelor, aici, pe pământ, nu mai este alt moștenitor, afară de cel legiuit. Adică tu. Da, da, prietenii lui Shun se vor face luntre și punte să mă înlăture, fiindcă Shun dorește să-l lase după el pe Yu. Noi toți îți vom sări în ajutor. Xiang, cumnatul tău va rămâne în cetate ca să împiedice orice tulburare. Lui Yu îi vom găsi pricină că a ucis pe stăpânul său Shun. Tu te vei retrage, după cum e obiceiul, spre marginea țării. Îți vei strânge acolo oaste ca să vii cu ea în Chung Kue. Noi, prietenii tăi, ne vom aduna la Sanvei împreună cu toți vasalii și curtenii care sunt credincioși. Vom intra astfel în ciuncuie deodată, înfrângând orice rezistență. Dacă mă urc pe scaunul legiuit al tatălui meu, ție, Xiang, îți voi hărăzi moștenirea cerească prin fiul tău mai mare. Ești milostiv față de soțul surorilor tale, căci Chuang și Qiang vor fi ale lui. Lui Quan îi voi da averea fiului său, Yu. Va fi foarte mulțumit, nemai având niciun gând de mărire. La toți vă voi da înapoi slujbele pe care le-ați avut. Mă închin înaintea ta și aștept cu nerăbdare ziua în care vei deveni solul soarelui pe pământ. Acum Shun a ajuns la marginea puțului. Tatăl meu este cu el. Nu-i timp de pierdut. Tanciu, calul să stea înșeuat și oamenii tăi să fie pregătiți. Când cealaltă jumătate a duhului părintesc se va rupe din rădăcini, pleacă fără întârziere. Bine. Shun se coboară în puț pe o frânghie. În curând va striga să-i se lase căleți. Atunci vei alerga. Da, da. Voi scoate câteva găleți ca să-l amăgesc. Apoi vom arunca pământ peste el. Și atunci pofta inimii tale va fi împlinită. Care gândești? Grațios, prinț vasal San Miao, că este pofta inimii mele. O bănuiesc grațios, prinț vasal de Yopi. Dorința mea este de a fi împărat. Fii fără grijă, ți-am făgăduit. Așa e. Dar învață-mă mai bine cum să-mi ating scopul. Ascultă, când Shun va fi astupat de pământ, vei striga că Yu a făcut această fără de lege. Ca să pedepsești moartea iubitului tău frate, îl vei străpunge pe Yu cu spada. Iau, e ca și mort. Noi te vom cere King. Până la ceremonia urcării pe scaunul ceresc, îți vei strânge în jurul tău pe toți sprijinitorii. Dar dacă Hi-Ho, ca și Tai Pao, se va împotrivi, cerând în lipsa lui Shun o moștenire legiuită, adică chemarea lui Tanciu? Întâmplător fiind tare bătrân, Hi-Ho va răposa. Vom cere ca Tai Pao pe Kong Kong. Și de tatăl meu mă cam tem. El răvnește în taină la Chuang și Qiang și poate să le ceară după moartea lui Shun. Devenind ginere al împăratului, ușor ar visa și tronul. Dar onorabilul Cu Seu e bătrân, e muncăcios, va muri întâmplător. Voi ști să vă răsplătesc pe toți. Ție,
îți voi hărăzi tot ce-mi cer. N-am gânduri, mărețe, vreau să-mi dai slobozenia să rup toate zăgazurile fluviilor, să las pădurile să crească peste lanuri, să strâpesc toate păsările de zi, îndeosebi corbul, pasărea roșie a focului, și să mulțesc bufnița, pasărea galbenă a lunii, stăpâna sădiilor și a oglinzilor vrăjite. Dorința ta se va împlini. Tatăl meu face semne, alerg! Nu se vopi, nu se vopi o clipă, morții nu se lasă dezgropați! Tinerii sunt lesne, încrezători și ușuratici. Îi amăgești numai decât. Va fi mai greu să-l mulțumesc pe veneratul Cuan. Om ascuns și îmbătrânit în rele, nu trebuie să pierd prietenia lui. De voi putea fi un împărat? Cu atât mai bine, vreau ca negrul și puterile amestecate ale haosului să biruie seaca rânduiala. Shun cu înțelepciunea și legile lui e dușmanul geniilor firii slobode. San Miao, cum vom întâmpina întâmplările care ne așteaptă? Am chibzit totul, Tanciu. Un tânăr de nimic, fără blagă, îl vom jertfi. Cât ești de înțelept, Xiang. Xiang este ucigașul fratelui său, mărețul Shun. Va muri. Neapărat. Rămâne Yu. Ca pe un fiu nesupus tatălui, îl vom izgoni la moșie, iar la nevoie... Astfel, vei fi singurul îndrept să râvnești scaunul ceresc. Da, totuși mă tem de tinerii lui Shun, de prostime. Mulțimea crede în semne cerești. Crezi că cerul mă va ajuta? Dacă nu cerul, geniile de dedesubt, sigur. Dar nu știu să le chem. Te voi învăța. Avem nevoie de genul vântului și de dragonul ploii ca să înlănțuie puterea focului de care se slujește orice fiu al cerului. Kang e prins, focul de supărare tună și fulgeră, plângându-se lui Huang Ti, zeul tunetului. Huang Ti, mâncător de bufnițe, are chip de darab și se potolește dacă aude sunet de zurgălăi, fiind născut pe muntele clopotului. Știi că vânturile sunt în număr de 8 și sunt puterile de temelie ale lumii. Din conlucrarea lor ies toate cele văzute. Însă fiindcă armonia se desăvârșește în muzică și dans, orice vrajă care ar voi să strânească geniile trebuie să folosească jocul și cântecul. Mă sperii, n-am iscusința de a cânta. Nu-i nevoie să fii cântăreț ca Shun. Fulgerul stă când nu plouă. De aceea bufnița este semnul lui. Vom cânta, dar ca bufnița, dând din aripi. Uite așa. Cucumau. Cum? Așa? Cucumau! Cucumau! Da. Ca să împăcăm pe Huang Ti, zeul tunetului, vom juca asemenea ursului și vom suna din clopoței. Răsplată mare vei primi de la mine, grațios prinț al meu, când voi deveni fiu al cerului. Sunt un biet fiu al pădurii, onorabile Quan. Mă tem de arșiță. Duhurile, să te aibă în pază. Venerabile Huhe, cum lămurește asta? Afară e senin, dar tună. Nu tună, venerabile Hiho. E un zgomot ca de pământ aruncat în groapă. Vai de mine! Pentru ce te vaiți așa? Pentru că mi-am adus aminte că înțeleptul nostru Shun se află în fundul puțului. Să mergem în grabă, venerabile Hiho! Onorabilul Cuseu vine încoace. Cerul mă copleșește cu durere. În ce chip, onorabile Cuseu? Răpindu-mi sprijinul bătrâneților mele pe iubitul meu fiu Shun. Shun a pierit? Zeii atotputernici, cum? A fost îngropat în puț. Presimțire rea îmi tulbură inima. În ce fel a pierit Shun? S-au prăbușit malurile șubrede?
Nu s-au prăbușit malurile. Eu și cu fiul meu Sianga am aruncat pământ deasupra. Venerabile, ce-ai ucis feciorul! De făcut nemernic! Vorbește odată! Nu eu l-am ucis pe Șun. Eu am aruncat numai pământ deasupra, astupă-n groapa. Pentru ce, om nelegiuit, ai astupat puțul înainte ca fiul tău să fie ieșit din el? Pentru că zeul focului, fiind supărat pe bietul meu fiu și văzând că acesta a fugit din hambarul aprins, a trimis un dragon de fum și de foc în puț ca să-l răpească. Dragonii au scos flăcări pe gura puțului, amenințându-ne. Poate a fost o părere. Din gropile prea adânciesc câteodată aburi necăcioși. Fiul nostru ne-a strigat: pământul trebuie aruncat, pământul trebuie aruncat. Demone! Șun a spus că pământul trebuie aruncat afară, iar tu l-ai aruncat peste el. Ue, sunt un om bătrân, slaba mea făptură nu poate suferi mustrarea nedreaptă. Mai repede, mai repede să scoatem țărâna. Poate Șun nu-i mort. S-a-i sprăvit. Șun e în fundul pământului. De acolo nu va mai ieși. Am azvârlit bulgării așa de repede încât nici nu-mi vedeam brațele mișcându-se. Cuseu, onoratul meu tată, m-a ajutat. E un om care mă înfricoșează dacă a fost în stare să-l îngroape pe fiul său cel mare. Stare să mă omoare și pe mine. Da, ia, uite-l, pe ucigașul fratelui și suveranului său. Tu l-ai ucis pe Șun. Tu meriți pedeapsa cerului. Nerușinat, frate vitreg. Îndrăznești să-l învinovățești pe Iu? Și tu cum puteți să ameninți pe grațiosul prinț vasal de Eupii și pe ginerele luminosului Iao? Șun a pierit. Soțiile lui sunt ale lui Xiang. Curteni! Curteni, veniți-mi în ajutor! Acest sfernic de credincios a unetit împotriva stăpânului său! Buru și cu neomenosul tău, tată, Cuseu, ați astupat puțul. Cum poate fi Iu vinovat? Pofta de mărire turbură mințile. Onoratul Iu va fi avut o asemenea clipă de rătăcire. Dar Cuseu și Xiang au aruncat pământ în puț. Da, da! Am aruncat, însă cu inima strânsă. Vinovatul este Iu. Bă-ți câmpii, ucigașul. Se poate. Iu, tatăl tău îți poruncește să-ți bășori oarbele. Cine nu respectă pe fratele său cel mare și pe suveranul său este în afară de orice lege. Xiang a încălcat legea. Greșiți, onorabil curteni. Iu, cu gândul de a fi cât mai curând prinț al lăcașului împărătesc, a făcut vrăj, umplând puțul cu fum și flăcări care au amețit și au ars pe cerescul nostru Șun. Xiang, din milă frățească, a aruncat pământ spre a stinge flăcări. Întunecat prinț San Miao, care ai ucis oamenii mei puși să curețe codrii, tu ești maestrul vrăjilor. Voi sunteți aprinzătorii de focuri. După ce ați lăsat în scrum bietele noastre păduri, i-ați dat foc lui Șun în hambar și l-ați înnăbușit în puț. Am pus să scormonească și să scoată tot pământul, n-am dat de trupul lui Șun. Nu apucaseră arunca multă țărână, doar atât cât să sfărâm și să înnăbuși un om. Dar destul ca omul să nu poată urni cu spatele. Xiang, cearta se lungește prea mult, scoate spada. Iu! Am ascultat prea mult cuvintele tale cu incioase! Spada mea va sfărâma capul ucigașului, fratelui meu! Dacă ești vinovat, precum sunt încredințat, ajută-mi cerul să te tai în bucăți și să te arunc la câin! Oricare ar fi pricina vrajbei voastre! Încetați lupta! Șun! Așa vă poruncește Șun! Hai, dar... Poate ești duhul lui Șun? Căci peste trupul lui am văzut cum cădeau bulgării de pământ. Și eu i-am văzut și auzit. Am visat? Sau a fost aievă?
Nu erați voi, ci numai niște umbre mincinoase ale voastre. Un tată și un frate nu-și îngroapă de viu pe fiul și pe fratele lor. Ei erau slăvite și... Nu erau ei, îți zic. Siang, a stricat iar lucrurile și viața ne împrimește. Celeste! Celeste, Shun! De vreme ce ești viu și nevătămat spre bucuria prinților vasali, a tuturor curtenilor și supușilor tăi, înseamnă că nimeni nu ți-a făcut vreun rău. E un demon, trece prin foc și prin apă. Să-ți dea cerul viață lungă și să te apere de toți dușmanii. Da, s-a încerta pe fiul meu Iu și pe bună dreptate că n-a avut grijă de viața ta, mărteșun. Grațios, prinț de Eupii, știi cum am scăpat de mânia lopeților umbrelor cu chipul tatălui și fratelui meu? Voiam tocmai să te întreb, onorat frate. Află că mai de mult, când am început să sap puțul, am văzut că un perete e slab și se surpă când apeși cu mâna. Scoțând pământul din spărtură, am dat de o încăpere. Mare mi-a fost mirarea găsindu-mă într-un mormânt încăpător și bogat al unui prinț de altă dată. Poarta de piatră de pe latura dealului fusese acoperită cu țărână și iarbă. Am desfăcut-o ieșind la poalele mobilei, apoi am rezemat-o la loc. V-am spus că șunii prefăcut. Când am auzit țărâna rostogolindu-se de sus, m-am vârât în mormântul de alături. Am privit cum pământul apasă pe sufletul meu și am făcut cu trupul viu invocații pe sicriul prințului care mi-a dat găzduire. În acest chip mă aflu iar aici printre voi. Slăvite prinț al locașului împărătesc, te vestim cu inima cernită că eminentul tău tată sufletesc și strălucitul nostru împărat Iao s-a ridicat la cer spre steaua polară. Părintele meu m-a părăsit. Părintele meu m-a părăsit. Shun e acum de două ori orfan de tată. Ați ascultat episodul al patrulea din serialul radiofonic Shun sau Calea Neturburată de George Călinescu. Adaptare radiofonică de Mihai Niculescu. Distribuția a fost următoarea: împăratul Iao, Constantin Codrescu; Shun, Adrian Pintea; Cuseu, Mircea Albulescu; San Miao, Dan Condurache; Juan Teu, Mișu Fotino; Kong Kong, Ion Pavlescu; Hiho, Alfred Demetriu; Hu He, Petre Moraru; Yu, George Ivașcu; Chi, Ionuț Chivu; I, Eugen Cristea; Sie, Mihai Bisericanu; Cao Yao, Bogdan Caragea; Chuang și Qiang, fetele împăratului Yao, Monica Mihăiescu și Janin Stavarache; Cuan, Mihai Niculescu; In Ce Ciu, Eusebiu Ștefănescu; Tan Ciu, Radu Amzulescu. Asistența tehnică, Monica Wilhelm și Florina Verdeș. Redactor, Dan Oprina. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica, Dan Bălan. Regia artistică, Vasile Manta. Producător, Domnica Țundrea. O producție a Teatrului Național Radiofonic, septembrie 2004.